Dragi prieteni, vă salut de zi, pentru că până în alta am rămas treaz toată noaptea. Normal este că ne-a marcat situația de, de, ieri. Sigur că totul a fost neașteptat și Iulia a rezistat până la anumită oră din câte mi-a relatat și dacă va interveni să nu fiți șocați, dar credem noi că situația este atât de inedită încât nu putem să trecem pe lângă ea ca și cum nu s-ar fi întâmplat. De altfel ne-am uitat unii dintre noi cel puțin ca la un meci de tenis, pentru că era panou acolo sus, cum am văzut și la antena 3 CNN, că așa le face să-și spună, n-au nimic din CNN decât că au dreptul să folosească sigla, se uitau la scor și mai comentau puțin, mai intona puțin băiatul acela care intonează și care crește în dimensiuni și până una alta s-a ajuns la exact ceea ce spuneau ei că e imposibil. Adică nu are cum să ajungă Elena Lasconi în turul 2. Au stabilit ei foarte ferm, unii de la PSD, chiar și unii moderatori, analiștii de casa ai lor, analiștii de casa ai altora. Până una alta s-a întâmplat. Are deja 2000 de voturi peste omul, deși a plecat cu un handicap de vreo jumătate de milion. Asta înseamnă să nu ai imaginea să nu ai imaginea și să nu fie nimeni pedepsit pentru fake-ul pe care l-au săvârșit de luni de zile acești oameni care se numesc sociologi. Îmi pare rău că sunt pe undeva colegii mei de facultate sau cel puțin ar fi fost dacă mă prindeau în timpul anilor respectiv, dar nu lăsăm lăsam să termine facultatea, asta clar. Dar dacă tot au terminat-o, au devenit niște bișnițari. Bișnițari de suflete, bișnițari de voturi, care n-au nici bunul simț să zică, domne, stați puțin că am greșit, nu mai facem. L-am auzit ieri pe Pieleanu, care a revenit din Surghiun, adică n-a mai violat pe nimeni, n-a mai hărțuit pe nimeni, acum are voie să vorbească, nu știu cum s-a făcut cu el, l-a lăsat pe Bulai la bulău și a revenit. Cert este că el spunea, printre altele, că da, trebuie să reconsiderăm meseria noastră. Oameni buni, nicio valoare n-au avut sondajele de ani de zile, nu acum asta a întâmplat. Faptul că nimeni nu l-a observat pe acest om, asta îngrijorează pe toată lumea și în primul rând a trebui să îngrijoreze instituțiile statului. Pentru că atacul pe linia TikTok-ului, apropo, felicitări Gigi Bejan, tu ai fost primul care a zis TikTok, TikTok în spectacolul Divertis când încă n de unde să știi că va fi TikTok, TikTok. Și bravo ție pentru că într-adevăr ai spus exact ceea ce urma să se întâmple. Deci un vizionar, Gigi Bejan, și divertiți-vă ca atare. Deci până una alta, faptul că nimeni n-a sesizat, sau așa spunem noi că nimeni n-a sesizat, poate că toată lumea știa că acolo este un nene care urmează să vină pe traiectorie așa încet, învăluind. Noi jucăm de a baba oarba că au cu PSD, că au ar înțelegeri, aiurea, nu era nimic. Acum s-a văzut cam unde se juca. Foarte mulți oameni din diaspora au votat, și este un motiv de îngrijorare, mai ales cei care trăiesc în vest. Toate țările din vestul Europei și se pare că și o parte din America au votat prioritar cu acest Georgescu, fără să știe cine e. Și aici nimeni nu mă poate convinge că e valabilă această ecuație. Pentru că așa cum oricare dintre noi, oameni de 70, de 80, de 100 de ani, dau acolo un search și află imediat cine e. Așa că nu cred că stăm în picioare povestea asta că... Bă, nu știau cine ești, și au votat doar ca să nu fie ea. Sigur că PSD și PNL au acumulat atâtea antipatie cât cuprinde. Asta fără discuție. Sigur că aroganțele din ultima lună de campanie propriu-zisă, pentru că ei au avut precampanie cu cărțile, cu panourile, cu vorbele, cu familiile, cu avioanele, cu gafele și ale unora și ale altora, cu biografiile confuze, toate astea au dus la o iritare a populației. Dar oricât de iritat ești, nu te duci să-l votezi pe unul care are o biografie cel puțin la fel de nasoală, dacă nu mult mai nasoală decât liderul de la aur. De altfel, omul a fost coleg cu acest domn de la aur. Așa că Simion și cu Georgescu jucau tandem și urma să fie unul președinte și altul premier. Așa că nu ne putem aburi pe noi înșine să spunem bă, n-am știut și uite că așa din supărare. Din supărare, de ce nu l-ați ales pe Diaconescu, de exemplu? De supărare, că ăsta n-a făcut rău nimănui. A fost în multe locuri, a încercat multe lucruri, dar a avut decență, a avut coloană și nu s-a supărat cu nimeni. Deci, dacă era așa, putea să se întâmple asta și nu s-a întâmplat. Sau Ana Birce, al timp, ca să o luăm pe cea mai neprihănită din tot filmul. Așa că, mie mi se pare că nu stă în picioare joaca asta. Cineva spunea, domnule, vezi ce înseamnă să nu avem șef ca lumea la serie, adică un șef uh, civil, pentru că nu avem. Păi, dacă e așa, înseamnă că ar trebui să se ia măsuri, că se poate de repede. Pe mine nu mă liniștește cu nimic că acum demisionează Ciucă și demisionează și Ciolacu și mai demisionează nu știu mai cine. Când are nicio relevanță. Ce va fi, va fi foarte nasol, pentru că practic s-a creat prin tot jocul ăsta. Uh, acum cinci ani, vă amintiți cât de mirați eram și noi. 2 doi, și voi, cei de acasă, când a apărut acest aur din nimic. Băi, de unde au apărut? Cine să ăștia? Păi internetul, Facebook-ul. Păi exact același lucru s-a întâmplat și acum. Și tot o frecăm atât că nu știm de unde. Păi de acolo. Și dacă de acolo înseamnă că cineva în mod voit, face că, se face că plouă și nu știe de unde. N-au nicio argumentație băieții de la partide, pentru că ei au o echipe întregi, oameni cu bani mulți, ăștia au investit averi în promovare pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, ei au băgat bani acolo. Tot bani a băgat și nenea ăsta, dar cineva care i-a furnizat banii așa. Credeți că nenea ăsta așa a venit de undeva? Băiatul a lucrat la ONU, a lucrat în peste tot. De cinci ori era propus să fie premier. Oare de ce n-a ajuns niciodată? Nu v-ați gândit că și asta are o semnificație? Faptul că a ajuns acum cu 2 milioane de voturi pentru mine nu înseamnă nimic. Două milioane de voturi în contextul în care se spune că am fi 18 milioane, E o frecție. E egal cu zero. Dar, din păcate, unul ca ăsta poate deveni președinte. Și atunci toată serișoara noastră o ia în partea... Nu, în partea asta. în <gătări> partea asta la altă. Așa că, măcar pentru asta, tot trebuie să ne ducem de două ori mai mulți. Adică eu m-aș duce de trei ori, nu de două ori. Adică m-aș duce și acum duminica asta și duminica la altă. Și mă mai duc și încă o duminică, doar să nu iasă unul ca ăsta. E destul că i-am băgat în seamă și pe Șoșo, și pe uh, Simion, și pe acest Georgescu, toți ăștia la un loc, plus Terheș, deja sunt un pol foarte puternic de așa zis suveranism. Mie nu-mi place termenul ăsta, dar nu-mi place pentru că uh, e peorativ, pentru că e bine să fii suveranist, dar unul real și cinstit. E bine, ăștia sunt anti-UE, anti-NATO, au tendințe clare legionare, rasiste, xenofobe și multe, și homofobe și multe altele. Așa că gândiți-vă bine, săptămânile care vin au semnificație teribilă. Am văzut o grămadă de ziariști care știau biografia lui Nenea. Ziariști, doamna, fata aia despre care v-am spus că se uită la tine și ai impresia că se uită lângă tine, doamna aceea de la... Același post al lui Voiculescu, dimineața, pe la 4 și ceva, era foarte vioaie și spunea atâtea lucruri despre Georgescu, parcă până ieri au stat în aceeași casă. Mai era o doamnă Samira, sau nu știu cum o cheamă, care la fel. Domnul Georgescu este un om care a făcut, care a adresat, a născut în anul cutare, a făcut cutare, a fost acolo, a fost acolo, știau toți cv pe de rost la ora aia, încă nu se terminase alegerea, cum nu s-a terminat nici la momentul în care vă vorbesc. Și bineînțeles că l-au atacat pe săracul reprezentant cât a fost unul de la USR și pe l-au atacat și pe altul care a venit de la USR, l-au făcut pe la zob. Domne, că fata aia, femeia aia nu știe nimic, face gafe, sigur că face gafe. Dar ce am avut noi vreun președinte care s-a născut președinte în afară de Iliescu. Pe Iliescu s-a născut președinte, asta e clar. Dar altfel am avut oameni care au început de undeva și au sfârșit pe undeva, nu? Cum a făcut și domnul Emil Constantinescu, ați văzut ce președinte excepțional am avut cu domnul Dulacu, care până una alta a mers până acolo încât nici nu ne mai salută de la revedere, adică el nu mai are treabă niciodată. Și totuși ne-am dus cu 5-6 milioane de voturi entuziaste să-l susținem, ca nu cumva să nu fie cine. Băiatul ăla, cum îl cheamă? Ponta, nu? Păi Ponta e acum pe cai mare acolo lângă Ciolacu. Poate pleacă cu calul mic și cu calul mare să se plimbe puțin prin țărișoară, să cunoască adevărurile românești. Nu știu dacă mai am Dar Și l-am votat și ca să nu iasă Viorica. A, bineînțeles că a fost și Viorica, sigur că da. De două ori l-am votat ca să nu iasă cineva. Exact în situația aia suntem acum. Toată lumea făcea comparații cu anul 2000 când Iliescu cu Vadim și ne-a fost frică să nu iasă cineva a spus că să nu iasă dementul de Vadim. Domnule, Vadim era de o mie de ori mai deștept și mai inteligent, să nu vă supărați că vă spun, decât toți ăștia la un loc. Toți, 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 toți ăștia la un loc. Puși la un loc, nu aveau ce avea băiatul ăsta în creier. Nu pentru că am fost colegi de facultate și că îl cunosc foarte bine. L-am cunoscut foarte bine, Dumnezeu să-l ierte, dar pentru că așa era. A, că era el impulsiv și că avea tot felul de idei e, tâmpite, asta e altă treabă. Asta se putea cizela și dacă, dacă ar fi fost să facă ceva, nu stătea să mitralieze, cum se spunea că zice pe toată lumea care îl supăra în stadion. Ați făcut treabă, credeți-mă. Dar, bun, ne-am speriat că vine Vadim. Am făcut curat. Acum sunt vreo 10 Vadim mici care sunt la orizont. Toți așezați deja în Parlamentul României, unii deja sunt înăuntru, alții urmează să intre cu această ocazie. Așa că eu zic să vă gândiți bine, dacă tot ne-am încordat mușchiuleții pentru a nu se întâmpla, pentru a nu deraia. Eu nu spun că Europa e nemaipomenită. Nu e, că vedeți câte ni se întâmplă. Dar nu se compară cu ce ne-ar oferi răsăritul. Nu spun că NATO e mare spurială, dar nu ne putem compara cu o țară care nu are niciun fel de acoperire. Vedeți ce îi se întâmplă ucrainenilor. Deci sunt multe, multe argumente pentru a spune că aici suntem unde trebuie, și dacă nu suntem aici, am încurcat-o. Era să zic un alt termen, dar nu-i frumos, pentru că totuși poate circulă și pe la copii. A fost ură adunată, cumulată față de aceste două partide mari. Este o lovitură pentru tot establishmentul, că folosesc și eu un termen așa din partea lui Trump. S-a mers pe modelul Trump și el a făcut același tip de joc pe... El nu avea TikTok pentru că nu joacă cu chinezii, a mers pe X. Dar același lucru, deci să nu credeți că e vreo rețetă inedită și să spui, mamă, ce lucruri extraordinare, de unde, dar cine e ăsta, dar de unde e ăsta? Faptul că se prostesc la televizor, faptul că ei au avut impresia că, domnule, mi-am și notat undeva 50% din promoție, din campanie se face pe televizor, uite că nu e adevărat. 50% minus 30%, că restul s-a mutat pe TikTok. Să nu credeți că nenea ăla a dat el de 5.000 de ori pe TikTok. Nu, a avut echipă, a avut buget. La TikTok nu scrie acolo sponsorizare. Dar Trebuie să faci bani ca să se înmulțească. La Facebook măcar scrie. Deci vedeți, sunt o grămadă de șmecherii pe care oamenii din domeniul le știu. Așa că e rușinos să vină acum unul de la SRI sau mai știu eu de unde să spune, domnule, noi n-am știut, nu l-am observat. Alții vin și spun, domnule, de 2 ani vă spunem. Uite, Ioana Constantin este printre puține persoane care chiar a spus în public că e acest personaj care apare, apare și cine știe ce o să ne facă. Dar cred că și presa trebuie să-și facă probleme, pentru presa că... Presa nu a făcut nimic făcut util, cu mici excepții. Sigur și că. -a da. deloc. Sigur că da. Uh, au vorbit mult, uh, s-au plâns că doar lucruri de suete, lucruri mărunte de viață personală, ne luăm unul de altul. Păi presa, dacă voia să-și facă o temă serioasă, ataca partea asta. Nu să-mi dai toată biografia, uh, uite, record sau ceilalți. Puteau să ne dea date despre neneană asta și să atragă atenția publicului. Publicul nu e din România. Ați văzut că cei mai mulți sunt din afară. Și nu poți să vorbești că e în România sau nu e în România, pentru că internetul e peste tot. Ce spunem noi acum, o spun aici în București și peste 10 minute după ce o postăm, e în America sau în Australia. Așa că să nu ne furăm căciula. Nu suntem protejați. Securitatea noastră ca țară și ca indivizi este la pământ. Așa că dacă ne îl dăm pe mâna unora ca ăștia, o să fie și mai rău. Eu zic că trebuie să fim mult mai atenți. Societatea civilă ar trebui să se trezească. Trezirea asta nu știu cum, cum să o facă cineva. Trebuie să îi sună fiecăruia un clopoțel, nu ăla de Crăciun. Unul mai violent, așa, care să sune, să spune, băi, stai puțin, ce ne facem? Că mai avem copii, mai avem bunici, mai avem nepoți, mai avem rude. Ne lăsăm curățați de ăștia numai pentru că vor ei să intre la vor să viziteze gratis Palatul Cotroceni, că până la urmă asta e toată miza. Eu zic că un semnal de alarmă ni s-a dat. Nu știu dacă doamna Lasconi va, va înțelege că e bine să lase puțin aroganța și spontaneitatea și să fie atentă la ce sfaturi se dau, pentru că Bine a săzisat cineva Ea nici nu vorbește în numele colegilor Și nu le dă niciodată numele Ceea ce e o mare greșeală Pentru că ea trebuie să sublinieze că este o echipă cu mulți oameni Lasă domnul că apelează la niște consilieri Păi zi Uite, ăla am ajută, ăla am ajută Dă-le numele Doamna Lasconi, nu ține doar cu smile-ul fals Și cu senzația că tu ești ok Și că Mâna pe români Pentru că tot despre români vorbea și nenea Georgescu Așa că trebuie să schimbe stilul. Nu știu dacă poate să o facă în următoarea săptămână sau două, pentru că e foarte important cine va avea majoritate în Parlament. Gândiți-vă la asta duminică să fiți acolo, pentru că altfel am încurcat-o. Mulțumim!